Bună seara, bine nou! Și astăzi, ultimul subiect pe care îl discutăm. La un moment dat, astăzi la muncă, mergeam prin jurul fabricii și aud o talangă, știi cum se pun la țapi, vaci, la țară, când și când se mișcă vaca sau bou sau capra sau țapul, începe cling, 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 sau talanga, malanga, talanga, malanga, știi? Și tot merg să văd ce se întâmplă. Și merg și la un moment dat, datorită faptului că a plouat foarte mult anul acesta, verdeața este foarte mare, adică o întreagă junglă. Bălării mari de 1,5 m și ceva de genul mai încolo auzeam tap. Talanga, balanga, talanga, balanga. După care vocea baciului. Haide, pe unde te duci, țapule? Pe unde te duci, țapule, știi? Nu te duce mai încolo, că vin și caprele după tine, știi? Că alerg prin jungla asta, după tine să te găsesc, și vin și mioarele și caprele după tine. Nu mai cernat e nebun sau mai știu eu cine să meargă pe aici prin jungla asta să adună frunze pentru capre. Și mai mergi, mai mergi, mai mergi, mai mergi. Și într-o dată din partea baciului aud o poantă bună. Sau interesantă. E cam seacă, dar na. Ceva de genul Coco Chanel a tras un pârț, un merțanel lângă mine. Da, a scos vibratorul din fund. Și la un moment dat, cineva pe stradă întreabă: și cum e? Miroase? Da, miroase, și vibratorul se mișcă și se rotește, uite așa. Adică, na. Și glume nesărate pe parla oriunde. Ce să faci? Asta e România. Câteodată și la țară, și jungla, și capra, și țapul mai face un stand-up odată.